e un campionat în care se regăsesc foarte mulți jucători care au coborât de la prima ligă. Întâlnim nu numai jucători, vedeți că întâlnim și antrenori de primă ligă. Este, chiar dacă e dezechilibrant acest duel, faptul că noi, Petrolul, ne dorim promovarea și facem totul ca să putem să ne, să ne adjudecăm. Întâlnim o echipă care are istoric, care iată că se reorganizează și care are în componență jucători de calitate. Victoria la loc, victorii, dragi. Așa se spune în fotbal, dar se mai spune și în fotbal că fiecare meci este important și trebuie să tratăm cu maximă seriozitate meciul următor. Acum, mâine este meciul următor, vrem să dovedim prin modul cum ne vom bate pentru câștigarea celor 3 puncte că această continuitate în rezultate trebuie să fie benefică echipei. Iată această luptă frumoasă, vorbeam de antrenori, Sandu Pelic, iată că și Bogdan Lobons vine la Cluj pentru a da așa un alt contur acestei frumoase trecere de Liga 2. Da, Bogdan Lobons este la prima experiență ca antrenor. Eu sunt convins că va aduce un suflu și celor de la Universitatea Cluj prin experiența bogată pe care o are. El va veni și va împărtăși atât primei echipe cât și centrului experiența pe care a acumulat-o ca jucător. O să fie o competiție frumoasă acest campionat de Liga 2 și sper să încheie cu bine pentru noi. Eu cred că mâine avem un meci foarte greu, dar dacă intrăm concentrați și vom da totul pe teren, o să ieșim învingători. La acest moment ești la capacitatea maximă a ta, la cel mai bun moment, sau încă mai este ceva pe acolo să poți să oferi exact ceea ce dorești și tu în primul rând? Da, momentan mă simt foarte bine. Am avut acea perioadă de inactivitate, să spun așa, în care am resimțit un pic din ritmul jocului. Dar în ultimele trei etape pot să zic că mi-am intrat un pic în ritm și mă simt foarte bine acum. Punctele sunt importante, pentru că dacă ne-am fi dorit un alt obiectiv, probabil că ar fi primat alte obiective adiacente, să le spunem. De exemplu, creșterea de jucători, poate spectacol care să oferim suporterilor, știu, un joc mai elaborat, toate astea. Da, împălesc în fața acestui obiectiv. Acest obiectiv înseamnă cumularea a cât tot mai multe puncte. Să știți că nu este ușor să motivezi jucătorii, să-i ții tot timpul în acest obiectiv, pentru că și ei pot avea, ca orice om, momente de relaxare. Sper să vină momentul ca prin omogenizarea a lotului, prin crearea unor relații de joc, să putem ceea ce își doresc toți spectatorii, să oferim și spectacol. Dar, încă o dată, susțin ideea că importante sunt punctele în acest moment și sperăm ca printr-o evoluție foarte bună și acumulare de puncte să promovăm și lăsăm spectacolul pentru anul următor, știu eu, pentru un obiectiv care să nu fie așa apăsător. În primul rând, vrem să promovăm anul acesta. Nu pot să spun cum s-ar vedea de acolo. Toate echipele își dau viața cu noi. Adică știm că se baricatează și joacă tranziția foarte bine și fiecare meci este important în felul lui, trebuie să-l tratăm ca atare. Vom căuta să întărim lotul cu jucători care să ne aducă plus valoare, dar care trebuie să integreze foarte rapid în grupul actual. În grupul actual. Câți vor fi până la final? Aia, cum ar fi grupul? În acest moment suntem o perioadă de estimare, nu pot spune cu claritate, ca număr de jucători. În mod normal ar trebui un 24 de jucători, un lot care să ne ducă până în vara următoare.
cu jucători de calitate care să asigure competiție pe posturi. Acești 23 câți ani, numai pentru consider tu că aduc plus salarii? Dați-mi timp să analizez până la sfârșitul acestui, știu eu, tur, plus cele două etape din retur, și vorbim după aceea. E mai ușor să vorbești în calitate de antrenor sau în calitate de vicepreședinte? Mi-e ușor să vorbesc din ambele, pentru că nu uitați că aici e familia mea, că sunt vicepreședinte, că sunt antrenor, o fac cu tot sufletul, o fac deschis, fără să mă cramponez de o anumită situație.